Cunoașteți proiectul Ordine de zi din convocare? Da. Cu suplimentarea propusă? Da. Dacă sunt considerați la ordinea de zi? Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței anterioare, ședința ordinară din 20 mai, dacă sunt discuții, dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Ședința extraordinară 30 mai din 05-2022, dacă sunt discuții, dacă nu supun la vot cine este pentru. Și ședința extraordinară din 6 iunie 2022, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt, sunt supun la vot. Intrăm în ordinea de zi cu primul proiect. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Mănești pe anul 2022, inițiator Neghina Victor Laurențiu, primar. Cine are de calitate, facilitarea tranziției de la generațiul la liceu, iar conform notei de fundamentare a direcției de dezvoltare locală, se solicită modificarea listei de investiții, ca urmare să fie contactul de finanțare pe care a fost prezentată. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții de masă a proiectului, dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Unanimitate. Deci, la punctul 2, proiect de hotărâre privind modificarea bugetului SC domeniul public și privat, Onești SA, pe anul 2022, inițiator Medina Victor Laurențiu, primar. SC domeniul public și privat Onești SA solicită modificarea planului de investiție pe anul 2022 ca urmare a identificării necesității de achiziționare a unor mijloace fixe noi față de cele aprobate inițial, cu precizarea că alocarea sumelor se va face din fonduri proprii, prin redistribuirea sumelor neutilizate. Facem precizarea că valoarea totală a bugetului rămâne nemodificată. Luând în considerare cele arătate mai sus, propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC domeniul public și privat de SA Onești, prin actualizarea programului de investiții, așa cum a fost aprobat inițial. Ca să mergem la funcționare, vă rog să analizați și decideți. La vot de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Proiectul a 3, proiectul a 3, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 4 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor ANL din municipiul Onești pe anul 2022. Având în vedere faptul că în evidența primăriei municipiului Onești, biroul fond locativ și contracte se află în toți locativele de tip ANL rămase disponibile la această dată, Comisia Socială de Analiză a procedat la îndeplinirea condițiilor depuse la dosar de solicitanți și verificarea condițiilor ce trebuie îndeplinite conform prevederilor legale în vigoare. Apreciem că proiectul de hotărâre pentru aprobarea listelor de prioritate menționate mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local. Față de cele arătate, vorbim decizii. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, bun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul 2 a hotărârii Consiliului Local numărul 23 din 27.01.2022 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului
instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local și aprobarea modificărilor organigramei și statutului de funcții. Inițiator Neghină Victor Laurențiu Giman. Urmarea analizei și evaluării structurii funcționale a primăriei municipiului Onești cu consultarea personalului din funcțiile de conducere, din punct de vedere al eficienței și eficacității realizării obiectivelor, se impun anumite modificări în situația funcționării funcțiilor publice vacante și anume transformarea unor funcții publice vacante în funcții publice cu altă denumire sau în funcții publice de nivel inferior sau superior pentru buna desfășurare a activităților specifice fiecare structuri funcționale vizate în parte. În vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt până la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea testării apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unor bunuri imobile. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Având în vedere proiectul derulat de seceraj a S.A. Constanța al municipiului Onești, este necesar ca de lângă proprietatea publică a municipiului Onești, afectate de lucrări, să fie recuperate la domeniul public. Imobilul ce fac obiectul propunerii acestării la domeniul public al municipiului Onești, în vederea scrierii zăcii de proprietate în cartea financiară, sunt situate în travilanul și extravilanul localității, identificate din plan de amplasament și de limitare. Față de cele prezentate, urmează să se analizați, să aprobați proiectul în formă prezentată. Mulțumesc, la fel de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. La acest proiect avem și un amendament. Amendament se propune introducerea punctului 7 din anex, în operatul Gabilan, adresa structurală în starea pectului din municipiul Onești, cu un suprafață de 1.386 de metri pătrați, care trebuie de 1.500 construcții, este un teren de asemenea care este necesar secerajul pentru lucrarea țărilor. Dacă sunt discuții pe amendamentul la proiectul de hotărâre, nu sunt. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Supun la vot proiectul cu împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești sau unor imobile constituite din terenul cu și fără construcții și cu atele intravilan în municipiului Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Imobile ce fac obiectul propunerii de valoare în proprietatea privată a municipiului Onești sunt situate în interiorul localității identificate din plan de apăsare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice în transport, participarea la licitații publice în vederea procesionării sau închirierii acestora. Având în vedere cele menționate, urmează să analizați și să dispuneți în consecință. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile, terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Onești, din cea de Neghină Victor Laurențiu, primar. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului pot fi concesionate cu procesare cu legislația privată în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajarea teritoriului. Concesionarea terenurilor prezintă un punct de interes atât mai pentru municipalitate, revalorificarea superioară a suprafețelor de teren, proprietate publică sau privată, de localități, cât și pentru cetățenii orașului. O urmare a celor exigențe și conform prevederilor codului administrativ, vă propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar, raportul de specialitate a fost prezentat.
Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discutim la marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Proiectul numărul 8. Proiectul hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere numărul 58/12/01/2021, încheiat între municipiul Onești și Ion Servicii Clientelor. Inițiator Michelin Victor Laurențiu, primar. În adresa înregistrată la primăria municipiului Onești, Ion Energie România, solicită încetarea contractului de închiriere numărul 58/12/01/2021 pentru numai de teren, spălații de parte, pătrați în poate de relații de turnul majorului, spuziți în motivare faptul că nu mai doresc realizarea investiției propuse amplasare pe teren. Ținând seama de prevederile contractului de închiriere și de cele menționate mai sus, vă punem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la primul hotărâre a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Proiectul numărul 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile, terenul, proprietatea municipiului Onești. Inițiator de Dină Victor Laurențiu, primar. Bunurile mobile aparținând domeniului public sau privat de interes local pot fi concesionate sau închiriate prin licitație publică în conformitate cu legislația în vigoare. Închirierea acestora prezintă un domeniu de interes atât pentru municipalitate, de valorificarea superioară a suprafețelor de teren, precum și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus, conform codului administrativ, propuneți prin analiză și aprobare proiectul de hotărâre înaintat. Mulțumesc, la votul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 10. Proiectul hotărâre privind însușirea și aprobarea raporturilor de evaluare pentru unele bunuri aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Inițiator de Dină Victor Laurențiu, primar. Având în vedere prevederile legislative, conform cărora valoarea ajustă se determină în baza unei evaluări efectuate de rândurile de evaluatori autorizați conform reglementărilor de valoare de valoare și ca urmare a întâlnirii de raportul de evaluare de către evaluatorul autorizat la nevar, supunem spre analiză și aprobare procedurilor de cazuri proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dar raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 11. Proiectul de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude asupra unei suprafiții de teren aparținând municipiului Onești. Inițiator de Dină Victor Laurențiu, primar. În adresa înaintată de către SCE Dălgaz Gri, se solicită acordarea dreptului de uși și servitute asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Onești pentru întreaga durată a existenței construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Onești. Exercitarea drepturilor menționate anterior asupra proprietății statului sau unităților administrative teritoriale, afectate de capacitații energetice, se realizează cu titlul gratuit pe toată durata existenței acestora. Față de cele arătate, vă rugăm să analizați și să decideți în consecință. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Comunitate. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor de boli și a insectelor transmițătoare de disconfort în municipiul Onești. Inițiator Jircu Adrian, viceprimar.
Serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt necesare în scopul eliminării sau prevenirii apariției unei blocare de infecție a unor epidemii de infecțioase a rezultatelor care sunt vectori de mai multe ori, cât și pentru combaterea unor insecte transmisătoare de disconfort, simțar, muște, căpușe, gândaci, etc., precum și împotriva dăunătorilor ai plantelor. Având în vedere că a fost întocmit programul limitat de acțiune pentru anul 2022, o să punem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc în unanimitate. Punctul numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a direcției publice comunitare locale de evidență a persoanelor municipiului Onești, inițiator Regina Victor Laurențiu Primaș. Ținând cont de faptul că Consiliul Local are inițiativă și hotărâște și condițiile legii, în toate problemele de interes local, implicare și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate a primarului și a instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local. Structura organizatorii pe satul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a elecției publice comunitare locale de evidență a persoanei se stabilesc prin hotărârea Consiliului Locale cu avizul prealabil al DPABD și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publice. Ca urmare a celor expuse, conform prevederilor codului administrativ, propuneți pe analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia număr 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Trecem la proiectul 15. Lăsăm acum la sfârșit, punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor secțiunii de selecție din anul 2022 a proiectelor, programelor depuse pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Onești. Inițiator Circul Adrian, viceprimar. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii toate problemele de interes local pentru codul administrativ, întregare și aprobarea listei de sesiuni, listelor sesiunii de selecție din anul 2023 a proiectelor, programelor de acestea pentru finanțare nerambursabilă din fondul de bugetului local al municipiului Onești. Atribuirea resortată de finanțare de la Bustanile se va face din platformul Bustanice alocate programelor aprobate anuale în bugetele autorităților finanțatoare. În fațile cele precizate, vă spuneți pe aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Probleme de interes local. Interese, dacă cineva are de fapt o problemă. Eu da. Pe variante, când vin la Caron, am văzut că s-au reparat o parte din șanțe pe care trebuie pe variante. Au rămas vreo patru care acum bănesc că urmează. Noi ne-au promis că intră pe... Atenție la primul reparat. Îți rup mașina două de s-a făcut o cocoașă la primul reparat. Nu mă refer la ce se va repara. Este pur și simplu o cocoașă de îți rup mașina două. Zici că ai scăpat de șanțe și alea, mergi un pic mai tare cu 30 și deodată dai... N-am văzut, ați spusat că revin problemul, o să desface și o face din nou, nu-i asta. Ok, nu, asta vreau să văd. Și al doilea lucru... Trebuie o să înceapă săptămâna trecută, am avut discuții. Așa o invita la zis că marțea trecută continuă lucrările și au mutat-o pe marțea asta. Teoretic, mâine, deci ce vă spun și eu ce mi s-a transmis de la Raja. Am vorbit cu reprezentantul Raja care monitorizează lucrările, a spus că mâine intră atât cu slobozi continuă în Slobozia, pe variantă, în Aicuza, unde foarte rău am insistat el să-l abordeze cu prioritate. Și să le facem cu asta, nu facem nimic, dar trebuie să le facem. Într-adevăr, nu am trebuit pe acolo, dar... Trece tu dată, să vedeți ce zice. Nu mi s-a părut chiar. Acum, acum, am la ședință. Da, 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 am avut discuție dimineață. Nu ați zis, nu ați zis comunicat ceva, să-l șerim cu toți, deci toată lumea, de ce? Acolo unde a fost
Știm, nu, ea mea spune despre ce neapărat. Nu, nu era muză. Nu expun legătura care e cu subiectul care le-ați descris dumneavoastră, dar acolo, în zona respectivă, era un tei mai înalt cu două etaje decât blocul și s-a scurtat. Vecinii de acolo nu mai vedeau lumina soare, stăteau cu lumina aprinsă. Cine a reclamat stă la casă vis-a-vis și da. Normal că nu deranja, vrea copacul ăla să fie, dar vrea de loc care nu vedea lumina singur vreodată și avea ingrasie în casă. Unii vecini vreau tăia de tot, unii vecini vreau toaletat. Și am rămas la varianta cu toaletarea. Noi dacă nu, acolo intră, deja au intrat cu pavaj, se intră pe zona respectivă. Noi intrăm cu toaletări dinainte de a intra cu pavaj, după care nu mai putem intra cu utilaje grele. Și în funcție președintele de asociație, în funcție de dorințele oamenilor, noi n-am toaletat dacă nu ar fi solicitări. Chiar sunt niște probleme grave, acolo e la 3 metri de bloc, iar va fi problemă cu aleea care se va pune pe rădăcinile, au umflat aleea aia, au ridicat-o cu 30 de centimetri. Da. Nu știm cum va fi, tăiem din rădăcini, dacă tăiem din rădăcini riscă să-l pună vântul la pământ, dacă îi tăiem rădăcinile pe laterală. Vedem cum abordăm, dar în general, intrăm cu toaletatul înainte de a intra cu pavajul. S-a intrat în parcul Nadia, cu toaletat, din urmă se fac pavajul. S-a intrat în zona de sus, Oituz, de începând la Oituzul unui Iacul, întâi s-a toaletat, după care a intrat cu pavajul. Pe publici la fel, am toaletat, intră cu pavajul. Astăzi am abordat zona aia, trebuia să toaletăm, după aia mai intrăm. Nu mai avem cum să intrăm cu macaraliul, cu 30 de tone, pe... După ce am făcut pe statul, nu vei ce sunt acei tei. Că acolo chiar nu poți să mergi pe trotuar. Că sunt acei tei. Doamne, ca spus, sim, crengile care au fost în zile. Curăță, nu i-am considerat. Vom ajunge și acolo. Nu i-am considerat o urgență în moment. Aia, nici nu sunt un bloc să pună... Nu, dar probleme. Oamenii se feresc, merg așa, practic, între crengi. Da, nu am observat să fie. Zilnic toare de azi, nu stau. Echipa de toare, un an jumătate nu au făcut nicio zi lucrătoare pauză. Numai că încă mai avem sute de cereri cu situații. Dacă duci să ai vedea parcul între 15 și 13, au ajuns la etajul 7 copaci. Foarte mari. Și acolo ne așteaptă de... Aici a venit, dar în schimb crengile au crescut pe trotuar. Dar trebuie de curățat. Da, da, da. Fac cei de la spații vers. Păi, trebuie în loc ce fac. Dar în loc ce fac și noi să-i avem. Da. Pun garduri, tot aia și vă se schiat. Că sunt foarte meseriași și asta zic. Mai striabă, mă mai striabă. Mai ai cineva dedicat la problemă? Cei care au venit mai târziu, ședința ordinară a fost stabilită pe data de 1 la ora 10. Domnul sergent, veți fi pe cei de ședință, sunteți? Da. Îmi făcea problemă. Am văzut că am primit o adresă în atenția Consiliului Local. Să înțeleg că este singura și prima adresă în atenția Consiliului Local pe care o primim. Da, mai bine, bine că ați ridicat da. Discuția. Știu, asta niște răspunsuri în Consiliul Local. De asta vreau răspuns. Situația de la Angel cu autorizația. Nu, discutăm în general. Deci este prima și singura adresă. Dar tot ce vine de Consiliul Local. Să dau consiliul. Eu n-am primit până acum, n-am primit niciodată. Ideea este că nu mi s-au comunicat actele în integralitate, adică mi s-a comunicat doar adresa făcută de către petiționar. Da, da, și parte, în spate nu există barda scanată în patru foi. N-au ajuns, am înțeles, s-au mai fost între consilieri care au zis că nu le-au primit. Nu, eu n-am primit decât adresa și răspunsul pe care cetățeanul l-a primit de la primăria municipiului. Deci este adresa inițială făcută de domnul respectiv, adresa celor de la urbanism și a doua adresa cetățeanului. Astea sunt cele trei adrese transmise către consiliu. Și autorizația? Nu. Asta mă duc da. Zicea că nu intre pasurile, zicea că nu a venit nimic sau nu mai zicea, nu mai știu. Mulțumesc. Dacă mai are cineva dedicat o problemă, dacă nu declară închise lucrările ședinței de astăzi. Mulțumesc frumos!